Moldova is an European country. Unfortunately, it is the poorest country of Europe. The biggest challenge of Moldova is the low employment. People don't have jobs and the parents are pushed to leave their children, leave their families and go abroad for hunting jobs. It is true that 1/3 of the children of Moldova, they are grown up without parents, and it hurts me a lot. Operation Christmas Child Project is a very important project for children in Moldova. It brings hope to them. They understand that they are not alone here. Having this present and holding this present in their hands, they understand that someone far away geographically, they understand that someone is close to them. Joy is great on their faces when they just open these boxes and they see there the most necessary items or the items they just dreamed about. It's wonderful. Mă numesc Vantina, am 15 ani, trăiesc cu mama, cu tata și uneori cu sora mai mare. Pe elărie aș fi vrut și eu să primesc cadouri, dar părinții mei nu aveau posibilitate să-mi cumpere. Când am primit un cadou de la biserică, eram foarte bucuroasă. Când în sfârșit am primit și eu un cadou pe care mi-l doream foarte de mult. Recheziții școlare care îmi trebuiau la școală. Acolo erau multe, era cățelul, care când l-am văzut eram foarte fericită. Acesta este Alex. El mi-a devenit mie ca un prieten. Uneori îi spun secretele mele. Da, sigur, cred că undeva sau acest cadou a fost o punte de legătură care am reușit să-i atragem la biserică. I-am încadrat în grupul de copii care au început să studieze acele cursuri, cea mai minunată călătorie. La biserică învățam cursuri, aveam cursuri de mandolină, de muzică. Îmi place foarte mult asta. Merg și la clubul Amice, acolo învățăm mai mult despre Biblie și uneori mă ajut chiar și la școală. Și îmi fac mai mulți prieteni. După ce termin școala, eu vreau să devin bucătar. Vreau să devin bucătar deoarece îmi place să gătesc și vreau să devin un mare bucătar ca să gătesc pentru copii care sunt săraci. Cineva prin acest cadou vrea să arăte că Domnul Iisus o iubește și cei care au trimis acest cadou o iubește și ea a simțit această dragoste prin acel cadou. Mă numesc Anatol, am 13 ani, anul trecut am primit un cadou pentru prima dată și sunt foarte fericit. Și după ce am venit la biserică, am primit cadoul, am stat acasă bucuros, iaca că am primit cadou. Eu dat nimeni așa cadouri. Am venit cu o bucurie așa de mare și cu gură și cu un jocoi beliți, colbați. Și ne s-au dat cadou. Să închipă și ne-au adus, ne puneai bomboanele nitate. Ei, ca știți, gentleman. Și de atunci, doamnă, pot îmblă la mese și la biserică. Vorbesc cu prietenii, joc tenis. Deci am văzut o problemă stringentă în oraș, sunt mulți copii care nu au familii, care pur și simplu nu au ce mânca, părinții sunt alcoolici și au nevoie de un sprijin. Și de aceea am hotărât să mergem să le ajutăm copilul. Dar pozitive sunt că cum, e omenosă, nu e... The young generation, they represent the future of the nation, so it's very important to invest in this young generation. So they are growing with faith and hope. This is, I believe, it's very important. For a country like Moldova, such projects are a great blessing. So we just have no word to thank for all those who contribute to this project.